Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, în relațiile cu familia și cu prietenii este recomandabil să nu încercați să vă impuneți punctul de vedere. Vorbiți calm și aveți răbdare astăzi. Taur, păstrați-vă calmul în discuțiile cu colegii și cu partenerul de viață. Spre seară sunteți invitat la prieteni unde vă simțiți foarte bine. Gemeni, ar fi bine să petreceți mai mult timp împreună cu cei dragi. Aveți ocazia să dați o mână de ajutor la treburile casei. Rac, aveți succes în toate activitățile legate de cămin. Puteți să vă faceți planuri de viitor. Ideile voastre sunt apreciate de partenerul de viață. Leu, dimineața s-ar putea ca persoana iubită să vă reproșeze că ați cheltuit mult pe lucruri care nu erau neapărat necesare. Încercați să vă stăpâniți nervozitatea. Evitați discuțiile în contradictoriu. Fecioară, parcurgeți o perioadă favorabilă în care puteți să faceți schimbări benefice în plan sentimental. Ca să evitați surprizele neplăcute, ar fi bine să dați dovadă de răbdare și să nu forțați lucrurile. Balanță, astăzi aveți de luat o decizie importantă pe plan sentimental. Ar fi bine să vă bazați pe intuiție. Scorpion, ar fi bine să nu neglijați relația cu persoana iubită. Puteți petrece o seară romantică împreună. Săgetător, dacă vă stăpâniți nervozitatea cauzată de oboseală, relațiile cu partenerul de viață pot fi excelente. Capricorn, relațiile pe plan sentimental sunt foarte bune. Acordați mai multă atenție problemelor cu care se confruntă membrii familiei. Vărsător, după amiază s-ar putea să suferiți o deziluzie pe plan sentimental, care însă nu vă afectează prea mult. Evitați călătoriile lungi. Pești, acordați mai multă atenție partenerului de viață, nu refuzați comunicarea, sunt șanse să ajungeți la un punct de vedere comun. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă! Mulțumim, Amalia!